Oare cum o fi într-o casă cu 6 copii? Nici nu pot să-mi imaginez. Anca și Adi Sână sunt alături de noi să ne lăburească, bineînțeles. Câte ajutare are moșul la voi acasă, dragilor? Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Bună dimineața! Bine ai venit, Ava! Bună, Ava! Bună! Bună! Da, avem multă treabă, da, mai ales în perioada asta a sărbătorilor de iarnă și nu doar. Avem noroc că copiii noștri ăștia mulți, mari și mici, sunt foarte organizați și cumva ne-au obișnuit și pe noi să fim organizați, ca din luna noiembrie așa încep să-și scrie fiecare lista, care ce nu bine este una scurtă, apropo de ce ai zis tu despre TJ, dar sunt unii dintre ei sunt modești, aia mari își doresc tot felul de gadgeturi, dar ei sunt cuminți în general și își cam primesc darurile bine meritate. Păi, Ava, pentru că ai venit, eu o să mă plec aici peste canapea și primești un dar de, surprize, de la Moș Nicolae deja. Mulțumim! Dar poți să pui acolo lângă tine. Mulțumim mult! Ne uităm după aceea să vedem ce am primit aici de Moș. Așa, știi ce voiam să vă întreb? Eu voiam să vă întreb cât de... Nu știu cum să zic așa, cât de disponibili sunteți voi pentru toate dorințele lor, tot ce vori, voi sunteți acolo tot timpul să le faceți sau... Dacă e să o întrebați pe Anca... Mama este cea mai disponibilă întotdeauna. Le poate face pe toate, adică da, mama e disponibilă 100%. De asta zic, moșu, da, trebuie toată luna, decembrie, copiii da, își doresc tot felul de clar lucruri. Din punctul meu de vedere, deși consider că sunt un tată bun, adică... Cel mai bun! Da, cred că disponibilitatea noastră trebuie să fie ușor cu măsură sau, mă rog, cu niște, nu știu, limite, nu le spune limite, da, cumva... Nu sunt de acord, îmi pare rău. Moșul trebuie să fie generos, îmi pare rău. Moșul chiar trebuie să fie generos. Și da, iepurașul de Paște, și Moș Crăciun, și Moș Nicolae, și iepurașul deci de Paște, ați, și de ziua. Ați văzut, deci am văzut care sunt părțile. Cam așa stau lucrurile. Deci da, suntem disponibili noi ca și părinți. Noi ne cunoaștem de ceva vreme, dar eu îmi doresc de foarte mult timp să aflu de la voi cum e, domnule, să aveți voi casa cu 6 copii de sărbători. Nu cred că există. Cum arată sărbătorile? Nu neapărat de gălăgie. Eu când mi-aș dori să mai fac copii, doar așa să mă gândesc, vă dați seama, când se adună toți la masă și fiecare, mami, dă-mi aia, da, da. Adică, nu știu, e un sentiment atât de frumos. Cum e la voi? Este, te invităm anul acesta la da? Noi. Da, bineînțeles, dacă ești, atât, dacă ești curioasă. Este un vibe frumos, foarte frumos. Agitație mare. Aș vrea să îți spun câteva lucruri. În primul rând, nu avem loc la masă toți. Nu aveți loc? Nu. Cine mănâncă în picioare, tati? Dacă, nu, sau la canapea? Cumva ne înghesuim așa, mai punem. Am avut noroc până acum că tot timpul a fost câte unul mai mic, știi, și mai mânca într-un scăunel de la de scăunel copii. Scăunel de bebe, da, da. Acum au cam crescut și fiecare are cumva... Locul ajudecat. Ar trebui să stea la masă cu familia, nu? Și atunci, clar, nu avem loc la masă. Dacă mai vine și bunica, dacă mai vine și unchiul, dacă mai vine cineva în vizită, dacă da, vii tu cu familia în vizită, atunci vă punem în dormitor și vorbim la telefon. Dar chiar și așa, atmosfera... Atmosfera adică e senzațională. Este ceva magic. Atmosfera e senzațională și nimic nu se compară cu o masă în familie, cu toată familia, cu toți copiii în jurul mesei. Și dacă e și un moment de sărbătoare, cum, nu știu, e Crăciunul sau Moș Nicolae, da? Sau Moș Nicolae, ziua cuiva sau așa, că îmi dai seama că în fiecare lună e ziua cuiva la noi. Da, da, corect, așa e. Am tot anul. Da, da, da. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, într-un singur cuvânt, cum e? E scump. E scump. Adică, da, eu acum mi-aduc aminte de când îți luam primele interviuri, când am început eu, domne, să intru în meseria asta, acum vreo 10-12 ani. Erați mult pe la filmări, videoclipuri, tot felul de nebunii, stăteai cam câte o zi întreagă acolo. Nu știu cum mai e acum, dar tu apuci să ajungi de fiecare dată acasă de Moș Crăciun, de Moș Nicolae? În principiu, pal, da, de Crăciun sunt acasă, clar, întotdeauna. Nu mi-amintesc să fi plecat de Crăciun. Ți-amintești tu, Ava? Nu. Am fost acasă de Crăciun. Și de cele mai multe ori și de Moș Nicolae. E foarte important ca acest Moș Nicolae să nu cadă în weekend. Că atunci, cumva... Sunt concerte și da, săracul moș e condiționat, îți dai seama. Da. Moșule, să nu pici în weekend, că... Da. Dar...
faci tot posibilul tot timpul. Da, Crăciunul clar că e în familie și după Crăciun urmează Revelionul, mă rog, după care o să plecăm într-o mică vacanță, da. Și Ava abia așteaptă și ceilalți copii la ski. Abia ăsta e momentul mult așteptat, plecatul de acasă în vacanță. Da. Și acolo sunt nenumărate provocări, îți dai seama câte mașini, câte bagaje, Doamne, câte liste făcute. Da, eu vă zic cum sincer, e vacanța voastră. Da. Păi spun eu care logistica noastră este... Încarcă mașina, am ajuns, descarcă mașina, urcă etaje, coboară etaje. Și a fost vacanța pentru tine. Da. Și după ce ne întoarcem din vacanță, avem nevoie și noi de o vacanță. Da. Îți dai seama că trebuie să... Vacanța așa este, vacanță. Da. Ava, da, tu ți-ai făcut lista pentru Moș Nicolae? Da. Hai să vedem așa de pe listă, cam ce-ți dorești tu cel mai mult. Haide că poate te aude acolo, moșul, spune-i. Cel mai mult îmi doresc un câine, dar nu știu dacă o să primim asta... Dar te-ai gândit și ce rasă? Da. Ce rasă vrei? Golden Collie. Nu vrei Golden Retriever? Nu. Băi, tu știi cum sunt Goldenii? Sunt cei mai scumpi. Ai văzut filmulețe cu un Collie? Cred că da. Deci tu ești setată. Asta vrei, Collie. Da. Vreau un Collie. Doar un cățel, îți dai seama. Ai fost cu minte să... Da. Moșul e cu, dacă ești cu minte, dacă nu vine cu nuiaua, dacă nu ești, dar tu ai fost cu minte, nu? Da. Bravo. Cea mai cu minte, chiar e cea mai minte. Chiar trebuie să îi lăudăm, pentru că chiar, nu că stai noștri. Da. Nu, sincer, pe chiar cuvânt, avem noroc. Dacă nu, chiar sunt niște copii cu minți și uite, spre exemplu, ca și Noa, de altfel, ca și Sara și David, Ava vine mereu acasă cu cât un FB și îmi zice, tata, am luat FB la matematică. Cu rezultate deosebite. Și zic, pe cuvânt, dacă nu, serios, Ava, uite, deci, spune-mi ce-ți dorești ca să-ți recompensezi acest FB. Și este extrem de muncitoare. Deci de-aia cred că suntem mândri. E niciodată nu e obosită, face și foarte multe sporturi și e... Chiar e o fetiță exemplu. Eu am făcut următorul lucru, am zis așa, la fiecare FB aveți nelimitat. Așa ai zis? Ce frumos! Acum, nu mai adoptați? Că iau și FB-ul, Doamne! Dar se întâmplă prea în fiecare săptămână aceste FB-uri, am zis, ok, mai stați un pic, mai stăm o tură. Ava, dar ia spune-mi, frățiorii tăi cum sunt? Sunt la fel de cuminți? Da. Cine e cel mai necuminte, dacă e să zicem așa? Cine face cele mai multe nebunii? Cine? Hai zi unul. Moise. Ce face Moise? E lipit de mami de obicei. Da. Așa, și ce mai face? Nu prea vrea ragră din totdeauna. Acum dragul de-l vreau să-l aducem cu noi, dar a făcut puțină febră. Și deci, da, nu era știm. Într-o stare foarte bună, din păcate, este sezonul ăsta al virozelor și mie îmi spui. Da, și ar fi dorit și el mult, așa că vă salută pe amândoi. Să te faci bine, Moise. Da, Moise. Da, voi, Anca, Adi. Voi aveți vreo dorință de la Moș Nicolae? Că pe voi vă pune lumea la urmă, vedeți? Adică când vine și rândul vostru, ce vă doriți? Bună întrebare. Da, chiar că, uite, nici nu avem timp să ne gândim la asta, la cine nu dărim noi. Vă puneți pe ultimul plan, nu? Da, adică, nu mi-am amintesc când m-am gândit la ceva ce-mi doresc așa, să-mi doresc ceva. Da, cred că mai puțin lucrurile materiale în momentul ăsta. Sănătatea e inclusă. Tot timpul când punem întrebarea asta în emisiune, toată lumea zice vreau sănătate. Da, e inclusă, vă zicem, de acum e inclusă în preț. Eu știu, mi-aș dori mai multe ore de somn, dar nu știu dacă poate să mi le da moșul. Ce crezi, poate? Eu zic că se lucrează, moșu, da? Moșule, dacă vorbești, mă asculți, dacă te vorbești rog cu moșu, să treacă și pe la mine cu orele astea de somn. Că, avem aceleași dorințe, nu? Da, exact. Da, știți ce? Șuru a zis că vă puneți pe ultimul loc. El nu e tată. El nu știe cum e să fii părinte. Că automat ajungi să te pui pe ultimul loc. El își face toate poftele. Îți dai seama cum se răsfață? Pleacă de la ProTV și ia salariu, cumpără ceva frumos, Sibiu, să vezi. Și astăzi ce mai îmi doresc? Îmi doresc și asta, ok. Adică nu ne-ai zis ce viață. Nu ne-ai zis ce-ți dorești. Băi, îmi trebuie un pic de timp de gândire. E nelimitat? E nelimitat, da. E nelimitat și te aude chiar acum. Bună întrebare. Poate mi-aș dori o mașină. Poate mi-aș dori o mașină. Moșule. Că nu de alta, dar a venit frigul și nu mai pot să merg cu scuterul. Că eu sunt atât de fericit cu motocicleta mea, cu motorul meu. Serios. Deci ești scuterist, cum se Eu sunt scuterist și acum nu mai pot să fiu scuterist, că nu... Mai plouă câteodată. Și Anca mi-a luat mașina și... nu mi-a luat-o ea. I-am oferit-o.
Care e cea mai frumoasă tradiție de sărbători pe care o țineți voi? O, mi-e foarte greu să fac un clasament pentru că toate sunt, sincer, la fel de frumoase, dar cred că toate tradițiile astea ce țin de organizarea mesei festive, de colinde, poate când de plugușor, casa. Da, de gătit, că uneori copiii mă ajută. Să știi că în această perioadă și nu doar în această perioadă, noi facem multe, mă rog, acte așa de bunătate și am învățat pe cei mici să împartă din ce au ei. Astea sunt momentele cele mai frumoase. Cred că și dincolo de toate aceste lucruri minunate, cel mai important e faptul că suntem împreună întotdeauna și că suntem în familie. Așa, așa este. Asta înseamnă sărbătoarea. Am uitat și la poze. Ce familie frumoasă, ce aș vrea să fac parte? Da. Și eu să-mi găsești acolo cu voi. Deci când mai aveți nevoie de om să vă ajute. Da, chiar așa, cu... vă invităm acum, sincer. Mulțumim. Facem loc. Mai punem o masă mică pe acolo. Mai găsim ceva, niște, mai luăm mulțumim de la vecini niște scaune. Sunteți superb, sunteți mulțumim. Frumos. Mulțumim tare. Mulțumim pentru sărbători. Apropo, după emisiunea asta, ce faceți cu masa asta? Exact de gândeam acum. Caranda cu Andreea Caranda și vedem, poate facem ceva, nu? Sau la ochi așa, ar fi bun. Să aveți loc la masă. Asta vă doresc și baftă cu toate proiectele. Asemenea și vouă și să aveți frumoase. O sărbătoare frumoasă și un decembrie minunat, plin de lucruri minunate. Mulțumim frumos, așa să fie.